Bună ziua, domnule primar, bine v-am regăsit. Bună ziua și bine ați venit. Vorbim astăzi despre lucrarea pe care ați început-o sau e aproape jumătate terminată, asfaltarea. Am mai discutat despre drumul care trece prin comuna Tămășeni și ultima dată ați zis că urmează să înceapă. Și am trecut astăzi pe aici, jumătate mi se pare că e făcută. Așa este, aveți dreptate. Acest tronson de drum care practic trebuia executat anul trecut, așa cum am mai spus și în celelalte conferințe de presă, firma câștigătoare a avut lucrări în altă parte care nu au putut să vină exact în acel moment când s-a câștigat. Când au venit, a fost prea târziu și nu am acceptat eu din cauza timpului nefavorabil pentru că era prea frig și am zis că nu risc, vrem să facem o lucrare de calitate care să țină ani și ani de zile și să fie frumos. Anul acesta, la fel, tot dorința tuturor până la urmă a cetățenilor și a mea era să fac cât se poate de repede. După cum știm, bugetul s-a făcut a fost în mai, apoi, la fel, după ce a trecut bugetul, firma nu poate să vină la secunda când doresc eu să fac o lucrare, pentru că nu există doar comuna Tămășeni, ci are atâtea lucrări de făcut în județ sau în afara județului. Nu este problema mea. Apoi după aia a venit și timpul nefavorabil, vedeți că ploile stau pe noi. Și ocolișul podului de la Știa, cum am mai spus despre, în final, după cum vedeți, lucrările au început de sâmbătă la frezare, au terminat de frezat, de luni au început asfaltarea. Eu zic că dacă dă Dumnezeu și astăzi nu plouă, până diseară lucrarea este finalizată. Dacă nu plouă, dacă începe ploaia, stopăm și o să continuăm mâine bucățica de tronson care a rămas. Pentru că din spate vine altă mașină, este doar mașina asta pe jumătate. Din spate vine cu a doua mașină care deja este în Tămășeni și cred că s-ar putea să fie ajuns când am fost acum, cred că undeva la pod, la potica. Dacă este vremea, până diseară lucrările sunt gata. Bun, deci în momentul în care filmăm noi, e făcut cam în ce proporție? E făcut în proporție de 80%. Pentru că mai este doar o bucățică de la pod la potica de aici la Tămășeni până la, zicem, la canal, la busel. Deci o bucățică mai este atât. Deci este mașina care a văzut acolo și din spate vine o altă mașină cu a doua parte de asfalt. Deci lucrează pe două frânturi. Și ce rămâne de făcut pe urmă? Marcaje indicatoare și toată lumea este fericită, mulțumită. Da, și n-am putut să fac la timpul ăla atunci când am spus că până la urmă nu ține de mine și nici de noi toți. Deci, da, important este că am făcut, exact cum am mai spus și altă dată, lucrurile pe care le fac pentru comunitate, le fac pentru cetățenii comunității Tămășeni, pentru noi toți, nu le fac nici cu tentă electorală, nici cu nimic. Fac ca cetățenii comunității Tămășeni care lucrează în străinătate, când vin acasă, să se bucure de aceste lucruri frumoase pe care eu și Consiliul Local ne dorim să le facem. Nu le fac cu tentă electorală și niciodată. Le fac atunci când pot și când am și bani și când firma poate să își facă treaba și să le facem cu calm, în liniște și să fie frumos și de calitate. Și pe final spuneți-mi ca finalitate, dacă puteți estima, nu știu, cu tot cu marcaje, cu tot, ca să fie cam clar. Dacă astăzi vor termina, dacă ne lasă vremea să terminăm și partea elaltă, eu știu, cred că săptămâna viitoare, dacă nu plouă, marți, miercuri, joi, va fi și marcat. Deci săptămâna viitoare ar trebui să fie tot finalizat, da. Până primarul, vă mulțumim foarte mult. Cu drag, zi bună!